Salutare, prieteni! Pe mormântul matematicianului Diofant se află inscripția. Aici este înmormântat Diofant, iar piatra de pe mormântul lui arată cât a trăit. A șasea parte din viață o formează copilăria minunată. Tinerețea este formată din a 12-a parte. După încă a 7-a parte s-a căsătorit, iar la 5 ani după aceea, Himeneu i-a dat un fiu căruia i-a hărăzit să trăiască jumătate din cât a trăit tatăl. În mare mâhnire, a murit bătrânul la 4 ani după ce și-a pierdut fiul. Călătorule, spune câți ani a avut Diofant când a murit? Comparăm răspunsurile după ora de matematică. Urmăriți-l cu atenție pe profesorul nostru. Bună ziua, dragii mei, bine v-am găsit. Mă numesc Anca Daniela Petrescu, sunt profesor de matematică și informatică la Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu din Buftea, județul Ilfov, și vom studia astăzi împreună o lecție de algebră de clasa 8-a cu tema funcția de forma f definită pe mulțimea numerelor reale cu valori în mulțimea numerelor reale, f de x dată prin expresia x plus b. Pentru început vom reaminti câteva noțiuni teoretice legate de graficul unei funcții. Știam că un punct M de coordonate X și Y aparține reprezentării geometrice a graficului funcției F, dacă și numai dacă, F de X egal cu Y. De exemplu, care dintre punctele A mare de coordonate 2 și 3 și B mare de coordonate 1 și 4 se află pe graficul funcției F definită pe R cu valori în R, dată prin expresia F de X egală cu 3X plus 1? Ca soluție știm că un punct A mare de coordonate 2 și 3 se află pe graficul unei funcții dacă f de 2 egal cu 3. De aceea vom verifica ce înseamnă f de 2 dându-i lui x valoarea 2 în expresia funcției f. Și anume f de 2 egal cu 3 ori 2 plus 1, 6 plus 1 adică 7, diferit de 3, ceea ce ne conduce la concluzia că punctul A mare de coordonate 2 și 3 nu se află pe graficul funcției f. Pentru punctul B mare verificăm de asemenea dacă f de 1 egal cu 4. F de 1 egal cu 3 ori 1 plus 1, adică 4, deci punctul B mare de coordonate 1 și 4 aparține graficului funcției F. Vom preciza acum câteva noțiuni teoretice legate de reprezentarea grafică a unei funcții liniare. Funcția F definită pe R cu valori în R, dată prin F de X egală cu AX plus B, are ca reprezentare grafică o dreaptă. Putem reprezenta această funcție, dreapta respectivă, prin intersecțiile graficului acesteia cu axele de coordonate. Pentru a găsi coordonatele punctului A, în care graficul funcției f intersectează axa OX a sistemului de coordonate, vom rezolva ecuația f de x egal cu 0. Dacă soluția ecuației este x0, atunci punctul A mare va avea coordonatele x0 și 0, deoarece știm că pe axa OX, Y, ordonata este 0. Coordonatele punctului B în care graficul funcției f intersectează axa OY a sistemului de axe de coordonate sunt x egal cu 0 și Y atunci va fi f de 0, ceea ce ne conduce la punctul B mare de coordonate 0 și f de 0. Ca exemplu, vom avea de reprezentat funcția f definită pe R cu valori în R, dată prin expresia f de x egală cu x plus 4, folosind punctele de intersecție cu axele de coordonate. Soluția o vom prezenta sub forma unui algoritm, în urma căruia, urmând pașii, vom obține graficul funcției. Pasul 1, vom determina coordonatele punctului A de intersecție cu axa OX. Pe axa OX, după cum știam, avem ordonata Y egal cu 0, F de X deci va fi 0, adică X plus 4 egal cu 0, ceea ce ne conduce la abscisa X egal cu minus 4. Deci vom avea punctul A mare de coordonate minus 4 și 0. Pasul 2, determinăm coordonatele punctului B de intersecție a graficului funcției F cu axa OY. Pe axa OY avem abscisa X egală cu 0, de unde Y, care în general este f de x, acum va fi f de 0, ceea ce ne conduce
la Y egal cu 4. Deci vom obține punctul B mare de coordonate 0 și 4. Pasul 3, vom reprezenta cele două puncte într-un sistem de axe ortogonale, anume punctul A, care se află pe axa OX, și punctul B, care se află pe axa OY, apoi vom uni cele două puncte, A și B, și vom prelungi, obținând dreapta, care este reprezentarea grafică a funcției liniare X plus 4. În continuare, vă voi propune câteva aplicații, câteva exerciții legate de reprezentarea grafică a funcției liniare. Primul dintre ele se consideră funcția f definită pe R cu valori în R, dată prin f de x egală cu 2x minus 6. Prima cerință, să determinăm intersecțiile graficului funcției cu axele de coordonate și apoi să reprezentăm grafic funcția. A doua cerință, să calculăm area triunghiului determinat de graficul funcției și de axele de coordonate. A treia cerință, să calculăm distanța de la originea sistemului de coordonate la graficul funcției. Și a patra cerință, să calculăm sinusul unghiului ascuțit format de graficul funcției cu axa OX. Așa cum am văzut la exemplul anterior, pentru a răspunde cerinței A, trebuie să reprezentăm grafic funcția găsind intersecțiile cu axele de coordonate. Deci, graficul funcției f intersectat cu axa OX înseamnă să rezolvăm ecuația f de x egal cu 0, ceea ce ne va conduce la soluția x egal 3. Deci vom avea punctul A mare de coordonate 3 și 0 ca intersecție cu axa OX. Pentru a afla graficul funcției intersectat cu OY, abscisa x va fi 0, ordonata y va fi f de 0 egală cu 2 ori 0 minus 6, adică cu minus 6. Vom avea punctul B mare de coordonate 0 și minus 6, punctul de intersecție cu axa OY. Așa cum am văzut și în exemplul anterior, reprezentăm grafic funcția reprezentând cele două puncte în sistem de axe de coordonate, anume punctul A mare pe axa OX, punctul B mare pe axa OY, și unim cele două puncte obținând dreapta AB ca reprezentare grafică a funcției. Punctul B al problemei ne cerea să calculăm area triunghiului determinat de graficul funcției și de axele de coordonate. Observăm că triunghiul determinat de graficul funcției și axele de coordonate este triunghiul AOB, care este un triunghi dreptunghic în O. Cunoaștem că area triunghiului dreptunghic este egală cu catetă 1 ori catetă 2 supra 2. De aceea, vom calcula area triunghiului ca fiind produsul dintre cateta OA și cateta OB supra 2, adică 3 ori 6 pe 2, care este egal cu 9. Observăm că cateta OA este egală cu 3, deoarece are 3 unități de măsură, cateta OB este egală cu 6, deoarece are 6 unități de măsură. Evident, distanța de la O la B se va lua în modul. Următoarea cerință ne cere să calculăm distanța de la punctul O la graficul funcției. Cu alte cuvinte, distanța de la punctul O la dreapta AB. Distanța de la un punct la o dreaptă reprezintă lungimea perpendicularei dusă din acel punct pe dreaptă. Am dus perpendiculara de la O la dreapta AB și am notat acest punct cu P. Ne va interesa să calculăm, deci, distanța de la O la P, adică înălțimea corespunzătoare unghiului drept în triunghiul dreptunghic AOB. Cunoaștem că înălțimea corespunzătoare unghiului drept într-un triunghi dreptunghic este egală cu cateta 1 ori cateta 2 supra ipotenuză, deci ne va trebui ipotenuza AB. Vom aplica teorema lui Pitagora în triunghiul dreptunghic AOB și vom avea AB la pătrat egal cu OA pătrat plus OB pătrat, adică AB pătrat egal cu 3 la a doua plus 6 la a doua, de unde vom obține că AB la a doua egal cu 45,
Deci, ipotenuza AB va fi egală cu 3 radicali din 5. Înlocuind în formula OP egal cu cateta 1 ori cateta 2 supra ipotenuză, obținem 3 ori 6 supra 3 radicali din 5, simplificăm, obținem 6 supra radicali din 5, de unde, prin raționalizare, vom obține 6 radicali din 5 supra 5. Vom avea, acum de calculat, la punctul D, sinusul unghiului format de graficul funcției și axa OX. Graficul funcției reprezentând dreapta AB, axa OX este aceasta. Cu alte cuvinte, unghiul pe care noi îl căutăm, format de graficul funcției și axa OX, este unghiul OAB. Cum triunghiul OAB este dreptunghic în O, cunoaștem că sinus de OAB va fi egal cu cateta opusă supra ipotenuză. Cateta opusă unghiului A este cateta OB, ipotenuza este AB. Cu alte cuvinte, înlocuind, vom obține 6 supra 3 radical din 5, simplificăm și obținem 2 supra radical din 5, de unde prin raționalizare cu radical din 5 vom obține 2 radical din 5 supra 5. Acesta este sinusul unghiului pe care noi îl căutam. Vom merge mai departe. Un alt exercițiu pe care vi-l propun, se consideră de data aceasta două funcții, ambele definite pe mulțimea numerelor reale cu valori în mulțimea numerelor reale, prima, f de x, dată prin expresia minus x plus 1, cea de-a doua, g de x, dată prin expresia 2x minus 2. Cerința este la punctul A să reprezentăm grafic cele două funcții în același sistem de axe de coordonate, la punctul B să determinăm coordonatele punctului de intersecție a graficelor celor două funcții, iar la punctul C să calculăm area triunghiului determinat de graficele funcțiilor F și G și axa OY. Ca soluție pentru punctul A, vom reprezenta pe rând grafic cele două funcții, evident prin intersecția cu axele de coordonate, tema lecției noastre. Graficul funcției F intersectat cu OX, din nou ordonata Y înseamnă 0, adică F de X egal cu 0, de unde vom obține abscisa X egal cu 1. Avem, deci, punctul A mare de coordonate 1 și 0 ca intersecție cu axa OX. Graficul lui F intersectat cu OY este X egal 0, de unde ordonata Y va fi F de 0, adică 1, deci obținem punctul B de coordonate 0 și 1 de intersecție cu axa OY. Analog, vom proceda pentru funcția G. Graficul lui G intersectat cu OX înseamnă Y egal 0, adică funcția noastră 2x minus 2 egală cu 0, ceea ce ne va conduce la x egal 1. Observăm că obținem aceleași coordonate ca și în cazul intersecției graficului funcției f cu axa OX. De aceea punctul îl vom nota tot A mare, nu este altul, este același, de coordonate 1 și 0. Graficul lui f intersectat cu OY, din nou Y va fi valoarea funcției în punctul 0, adică minus 2. Cu alte cuvinte, vom avea punctul C mare de coordonate 0 și minus 2. Vom reprezenta acum grafic cele două funcții, așa cum am spus, în același sistem de axe de coordonate. Graficul funcției F intersectat cu axa OY este punctul A, De asemenea, cu axa OY este punctul B, unim cele două puncte și obținem graficul funcției F desenat cu albastru. Graficul funcției G va trece prin punctul A, același de intersecție cu axa OX, și prin punctul C de intersecție cu axa OY și obținem graficul funcției G unind punctele A cu C. Se observă pe grafic și am observat încă de la punctul A, pentru cerința de la punctul B, că punctul de intersecție a graficelor celor două funcții este punctul A. În cazul în care graficele celor două funcții nu s-ar fi intersectat într-un punct aflat pe axele de coordonate, un punct comun,
obținem pe caz general punctul de intersecție a graficelor celor două funcții rezolvând ecuația f de x egală cu g de x. Înlocuind expresiile celor două funcții, minus x plus 1 egal 2x minus 2, de unde rezultă că minus 3x egal minus 3, deci vom obține punctul x egal cu 1, abscisa punctului. Ordonata y o putem obține înlocuind abscisa 1 în oricare dintre cele două funcții, f sau g, pentru că este punctul în care ele vor avea valoare comună. Eu aleg să înlocuim în punctul f și obținem că y va fi egal cu f de 1, adică minus 1 plus 1, adică 0. La fel, dacă am fi obținut am fi înlocuit în expresia funcției g, am fi obținut 2 ori 1 minus 2, adică tot y egal cu 0. Deci, graficul funcției f intersectat cu graficul funcției g este punctul A mare de coordonate 1 și 0. La punctul următor, ni se cere să calculăm area triunghiului format de graficele celor două funcții și axa OY. Uitându-ne pe desen, observăm graficul funcției F este acesta, graficul funcției G este acesta, care împreună cu axa OY formează triunghiul ABC. Pentru a afla area unui triunghi, cunoaștem că, în general, area triunghiului este egală cu baza ori înălțimea supra 2. Uitându-ne în triunghiul nostru, observăm că putem lua ca bază BC și ca înălțime, pentru că O este centrul sistemului de axe de coordonate, deci AO este perpendicular pe BC, putem considera OA. Cu alte cuvinte, înlocuind în formulare, îi obținem BC ori AO supra 2. BC este egală, dacă ne uităm, cu 3 unități de măsură, iar AO este egală cu o unitate de măsură. Deci 3 ori 1 supra 2 egal cu 3 pe 2 area triunghiului căutat. Mergem la exercițiul următor. Se consideră funcția f definită pe r cu valori în r, f de x egală cu ax plus b. Ni se cere la punctul A să determinăm funcția știind că punctul A mare de coordonate 4 și 0 și B mare de coordonate 0 și 3 aparțin graficului funcției. La punctul B să reprezentăm grafic funcția. La punctul C să calculăm raza cercului circumscris triunghiului AOB, iar la punctul D să arătăm că punctele A, B și un punct nou, C mare, de coordonate 8 și minus 3, sunt coliniare. Am putea observa că la punctul A, cele două puncte, A mare și B mare, sunt de fapt punctele în care graficul funcției intersectează cele două axe, OX și OY. Aceasta ne va ajuta în momentul în care va trebui să reprezentăm grafic funcția la punctul B, deoarece vom ști deja intersecțiile cu axele de coordonate. Punctul A mare de coordonate 4 și 0 aparține graficului funcției, așa cum am văzut în primul exemplu, dacă f de 4 egal cu 0. Înlocuind în funcția noastră, ar însemna, dându-i lui x valoarea 4, că 4a plus b va trebui să fie 0. Punctul B mare de coordonate 0 și 3 se află pe graficul funcției f, dacă f de 0 egal 3. Înlocuind în expresia funcției, f de 0 va fi b, care va fi egal cu 3. Cu alte cuvinte, putem să rezolvăm sistemul 4a plus b egal 0 și b egal cu 3. Înlocuind pe b cu 3 în prima ecuație, obținem 4a plus 3 egal 0, de unde a va fi egal cu minus 3 pe 4. Revenim în expresia funcției f și înlocuim cele două necunoscute, a și b. Cu alte cuvinte, f de x ne va da minus 3 supra 4 ori x plus 3. Mergem mai departe și, cum spuneam, reprezentăm grafic funcția folosindu-ne de ipoteză, și anume că
punctul A mare se află pe graficul funcției A mare de coordonate 4 și 0 și îl reprezentăm pe axa OX pentru că are ordonata Y egal 0, iar punctul B se află pe axa OY pentru că are abscisa X egal cu 0, îl reprezentăm grafic și construim graficul funcției F unind cele două puncte A și B și obținem dreapta AB. La punctul C ni se cere să calculăm raza cercului circumscris triunghiului AOB. Observăm că triunghiul AOB este triunghi dreptunghic în O, pentru că O este centrul sistemului de axe de coordonate, ceea ce înseamnă că AB va fi pentru cercul circumscris triunghiului AOB diametru, deoarece, având unghi de 90 de grade, acesta va subîntinde, de fapt, un semicerc. Cu alte cuvinte, AB fiind diametru, înseamnă că raza cercului circumscris va fi egală cu jumătate din AB. Aflăm AB aplicând teorema lui Pitagora, ceea ce înseamnă că AB pătrat va fi egal cu OA pătrat plus OB pătrat și înlocuind, AB pătrat va fi egal cu 25, adică AB egal cu 5. Deci raza cercului circumscris triunghiului va fi egală cu 5 pe 2, aici probabil că va fi O' centrul cercului circumscris, la jumătatea lui AB. De asemenea, ca să verificăm că punctele A, B și C sunt coliniare, asta înseamnă că punctul C va trebui să aparțină dreptei AB sau C să aparțină graficului funcției. Deci vom verifica că C mare de coordonate 8 și minus 3 aparține graficului funcției. Cu alte cuvinte, F de 8 va trebui să ne dea minus 3. Calculăm f de 8 înlocuind în expresia funcției f de x și va fi egală cu minus 3 pe 4 ori 8 plus 3, adică minus 6 plus 3, adică minus 3. Cu alte cuvinte, f de 8 egal cu minus 3, deci am demonstrat că punctele A, B și C sunt coliniare. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc succes în activitatea voastră și să fiți sănătoși! Dragilor, dacă ați calculat problema de pe inscripția mormântului matematicianului Diofant, ați obținut că acesta a trăit 84 de ani. Lecțiile acestei dimineți au ajuns la final, dar vă aștept și mâine să ne pregătim pentru examene. Mulțumim partenerului nostru IQBoard.ro, un brand marca JBC, pentru susținerea educației și a copiilor din România printr-o gamă variată de table și display-uri interactive necesare învățământului preșcolar, primar, gimnazial, liceal sau universitar, dar și prin soluții interactive de predare și învățare dedicate învățământului online. Vă doresc o zi frumoasă și spor la învățat!